Primarul demis al Comunei Forești revine la butoane în funcția de administrator public al Comunei. Agenția Națională de Integritate a constatat în anul 2014 existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul primarului Comunei Forești, Brăduța Vrămia. Însă edilul a participat la concursul pentru funcția de administrator public al Comunei, concurs pe care l-a și câștigat. Raportul ANI a fost contestat în instanță, dar Brăduța Vrămia a pierdut și pe fond și la apel. După ce raportul a rămas definitiv, prefectul de atunci, Constantin Harasim, a dispus în octombrie 2016 încetarea mandatului de primar al lui Brăduț Vrămia. Totodată acesta a fost decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani. Fostul primar a atacat în contencioasă decizia prefectului, dar a pierdut deja pe fond. Urmează apelul. Între timp, Brăduța Vrămia și foștii subalterni din primăria Forești au încercat o manevră care să-l aducă din nou la butoane pe fostul primar. Primăria a organizat un concurs pentru angajarea unui administrator public al comunei. Pentru cine nu știe, administratorului public îi pot fi delegate orice atribuții ale primarului, adică poate să conducă de fapt o primărie, însă, potrivit legii, primarul ocupă legal această funcție. Prefectul județului Suceava, Mirela Domnicăi, a declarat că s-a luat act de acest lucru și s-a analizat legalitatea ocupării acestui post de către un primar demis. În ceea ce privește situația fostului primar al Comunei Forăști, prin ordinul 491 din 28 octombrie 2016 al prefectului județului Suceava, s-a dispus interdicția sau decăderea din dreptul de a mai ocupa o funcție eligibilă, așa cum este definită funcția eligibilă de legea 176 din 2010. În ceea ce privește funcția de administrator public, evident, aceasta nu face parte din categoria funcțiilor eligibile pentru care are în mod expres stabilită decăderea de ocupare domnul Brăduța Vrămia, ca atare pe o procedură organizată la nivelul primăriei Comunei Forăști, a fost organizat concursul pentru ocuparea acestui post, ocupat în urma examenului de către domnul Brăduța Vrămia, iar dispoziția viceprimarului care asigură interimatul conducerii la nivelul comunei privind ocuparea în urma concursului de către domnul Brăduța Vrămia a funcției administrator public a fost comunicată pentru control de legalitate la prefectura județului Suceava și se află în stadiul de verificare pentru a se stabili legalitatea măsurii. Dar ceea ce vă pot spune cu certitudine este că funcția de administrator public nu face parte din categoria celor funcții pentru care are interdicție domnul Brăduța Vrămia.